Bine v-am găsit la top 5 baze secrete din Minecraft pe care să nu le vizitați niciodată. Da, băieți și fete, ați auzit foarte bine. Numele meu este Varusiancu și astăzi v-am pregătit un videoclip foarte, foarte special. Mai exact, v-am pregătit o compilație, fraților, cu top 5 baze secrete din Minecraft în care să nu intrați niciodată. În aceste baze secrete o să găsiți ceva mai special, mai exact, personajele voastre favorite din cele mai horror jocuri de la ora actuală. Știți că eu am intrat în mai multe baze secrete în episoadele mele de pe YouTube și am făcut așa un top 5, mai ales acum în 2023, pentru că în anul ăsta am intrat în și mai multe. Avem aici un top 5 cele mai horror, gen, și sunt doar personaje din în jocuri horror, fraților, cum ar fi Granny, Puggy Wuggy și toate chestiile de genul. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like. Vizionare plăcută! Băie și fete, astăzi vă voi arăta ce se află în baza secretă a lui Amanda. Frați și surori, bine ați venit la un nou episod foarte special de Minecraft la mine pe canal. Astăzi, băie și fete, urmează să facem ceva foarte interesant, mai exact să intrăm în baza secretă a lui Amanda din Minecraft. Ei bine, fraților, bănuiesc că toată lumea care a apăsat click pe acest episod știe cine este noul personaj ăsta creepy pe nume Amanda, pentru că în ultimul timp, boys, tot YouTube-ul este plin de el. Efectiv, este vorba despre un joculeț cu o fetiță, ceva joculeț cu desene animate, și fetița asta pe nume Amanda the Adventurer, adică Amanda care are aventuri, este foarte, foarte horror și are niște planuri foarte malefice. Și eu am primit această hartă de la un abonat, boys, unde urmează să intrăm în bază a ei secretă. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați acest canal, să ajungem, Doamne ajută, la 200.000 de abonați. Și eu zic, băi, să nu mai pierdem timpul, pentru că dacă știți jocul Amanda de Adventurer, știți că are, boys, un prieten cel mai bun Amanda asta pe Waya Wooly, care este chiar acum în fața noastră. Hai să vedem care este treaba. Salut, eu sunt Wooly, prietenul Amandei, care mereu avertizează oamenii despre ieșirile ei nervoase, incontrolabile, doar că există o problemă. Hopa, deși că Amanda e destul de nebună. În ultimul timp nu au mai fost ieșiri nervoase periodice, au fost în continuu. Ea și-a făcut și baza și a început să moare lumea prin sat, să ia o statici și să aibă gardieni. Holy shit! Și în general să facă foarte mult rău lumii din jurul ei. Nu știu la cine să apele și am auzit stânga-dreapta că ești foarte bun la ceea ce faci. Te-am chemat aici ca să intri baza Amandei și să reușești să o iei înapoi, să fie fată normală și cu minte. Eu nu am apucat să văd foarte multe dezastre pe care le-a făcut prin zonă, dar Lelica, care este în stânga, a văzut, tot ea te va îndruma și spre bază. Te rog să o aduci pe Amanda veche înapoi, mamă, boys. Deci Uli este destul de speriat că și-a pierdut prietena. Însă, din câte știm, boys, Amanda nici în joc oficial nu se purta prea frumos cu Uli, însă nu cred că este o problemă. Hai să mergem, boys, aici mai în față, să mergem la prietena Amandei, sau nu știu dacă e neapărat prietena Amandei, care se numește Lelica. Salut, Lelica, cum pot ajunge la baza secretă a lui Amanda? Bună, nici știu cum să încep această conversație, pentru că lucruri tragice se întâmplă în această zonă de când Amanda a luat-o razna. Mulți copii și-au pierdut părinții doar din cauza că ea s-a întâlnit cu ei pe stradă și de nicăieri a început să-i bată și să le dezmembreze fețele. Spre bază ei te va ghida drumul roșu din spatele meu, dar înainte să te duci acolo și să încerci să o calmezi, trebuie să știi că este o bază foarte ciudată și că cel mai probabil vei avea nevoie de ce ți-am pregătit în chestul de lângă mine. Sunt niște unelte destul de necesare, zic eu, multă baftă. Ok, deci aici avem niște unelte pentru a intra în baza secretă a Amandei, fraților, să fie ceva foarte, foarte interesant. Hai să nu mai pierdem timpul, să vedem, boys, care este treaba. Deci mergem pe aici, mergem tot în față. Ok, vreau să văd dacă eu filmez chestia asta, deci se filmează totul, e perfect. Și haideți să mergem, fraților. Deci drumul ăsta roșu, mamă, cum ar fi ca baza ei să fie roșie, ar fi destul de nașpa. Mă duce la baza secretă a lui Amanda. Ok. Mamă, boi, zice ceva lava acolo jos. Am picat jos, copa. Ok. Deci am ajuns la un parkour. Hai să vedem. Bun venit de la Amanda. Holy shit, acesta este primul mesaj pe care l-am eu cu Amanda în joc. Bine ai venit în baza mea. Se pare că prietenii mei se țin de tâmpeni și vor să mă împace. Ei bine, eu mă voi calma doar dacă tu și ei veți fi morți.
Dar până atunci, hai să-ți prezint parcurul MOV, pentru că este, pentru că este culoarea mea preferată. Vreau să văd oamenii cum mor sărind pe ea. După cum vezi, lavă. Nu ești niciunul, nici primul care a încercat să intre aici, dar fără un prea mare rezultat. Acum hai să vedem de ce ești capabil. Te avertizez, de acum o să fie greu. Mamă, boys. Deci culoarea preferată a Amandei este MOV și vrea să vadă oamenii cum mor pe culoarea MOV. Ok. Haideți, boys, deci fiți atenți. Acum nu prea o să vorbesc pentru că vreau să mă concentrez. Ok. Ok, boys, trebuie să fim aici. Trebuie să fim odată cu jocul. Așa. Mamă, boys, să nu pic ceva. Ar fi foarte nașpa dacă o să pic acum. Sau, o, mamă, era cât pe aceea. Era cât pe aceea acolo, boys, să-mi scape space-ul și să fiu efectiv mort. Însă văd că m-am descurcat destul de bine și oficial am trecut de parcurul MOV. Let's go. Primul level este dat jos. Efectiv, boys, a mers totul foarte bine. Hai să mergem mai departe să vedem ce vom afla, ce vom afla mai în față. Let's go. Săteanul minereurilor. Hopa, ce aici, bro, frățioro? Felicitări, puștule, ai reușit să treci de parcur. 80% din oameni nici măcar asta nu reușesc, dar din păcate pentru tine, chinul propriu zis, abia acum începe. Bine vin la challenge-ul Nu sparge iron-ul greșit. Este un challenge tipic în care va trebui să iei pickaxe-ul de diamond pe care ți l-am pregătit și va trebui să începi să minezi iron. Dacă vei sparge minereul de fier corect, nu vei avea nicio problemă și vei putea trece la următorul nivel. Dacă nu, aici rămâi. Holy shit, ok. Deci hai să spargem iron-ul corect. Boys, let's go, mergem aici. Bun, aici nu, deci trebuie să spargem iron, cam asta e schema. Așa, boys, vreau să scap cât mai rapid din baza asta ciudată. Hai să vedem, stânga, dreapta, mijloc, stânga. Nu, no, mijloc. Așa, stânga acum. Nu, no, iară mijloc. Stânga acum, lasă-mă să mă duc pe stânga, bră, nu mă las acolo, e pe dreapta. Nu, iară e mijloc, efectiv, de trei ori mijloc. Stânga iară. Nu vei să te dea în mijloc, bro. Efectiv, a fost numai pe mijloc. Numai pe mijloc trebuie să mă duc? Iară mijloc! Iară mijloc, bro! Ia, băi, deci numai pe mijloc trebuie să mă duc. Mamă, mamă, ce l-am... Ai, că aici m-am fraierit aici. Mamă, bă, dar niciodată pe stânga. Acum iară mijloc, eram sigur. Și iară mijloc. A, ba nu, stânga acum. Lasă-mă să mă duc și pe stânga, bro. Ok, mamă, boys, dar voi vedeți cât a fost mijloc. Holy shit, a fost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 7 ori a fost numai mijloc. Avem 35 de iron de ăsta. Bun, bun, bun. Hai să spargem aici. Și, boys, am reușit să trecem de acel challenge foarte, foarte ciudat. Hai să mergem mai departe, boys. Avem o cameră plină de pânză. Vreau să ies de aici. Și aici, boys, avem săteanul ușilor. Nu știu ce înseamnă chestia asta. Hai să vedem. Let's go, săteanul ușilor. Salut, bă, frățioro. Salut. Eu sunt angajat de Amanda pentru că am un magazin care vinde uși și ea tot cumpără de la mine în continuu pentru că are această plăcere ascunsă de a-și lua inamicii sau oamenii pe care nu-i suportă să-i aducă aici, să-i dea cu capul de ușă, de colțurile ei și într-un final să-i omoare nădule cu ușa în cap. Sincer să fiu, niciodată nu m-am uitat pentru că este foarte scârbos să vezi așa ceva cu ochii tăi. E cam nebună această fetiță. Da, boys, e destul de ciudat, așa că frățioro, deci boys, stați, ziceți că pe toți ăștia o să-i salvez după ce mă bat cu Amanda. Avem aici crucificatorul. Tu cine ești, bă, frățioro? Crucificatorul aici, eu sunt plătit de Amanda pentru a crucifica oamenii pe care ea nu-i suportă. Pe toți pe care îi vezi în camera asta, i-am crucificat doar în ultimele 3 zile. Foarte mulți dintre ei sunt oameni care i-au dat bulia Amandei când era mai mică, iar acum ea s-a răzbunat pe ei luându-le viața. Nu știu dacă face bine sau nu ce face, dar eu sunt plătit bani grei să fac asta, așa că nu mă voi retrage curând, mamă, deci asta este un mercenar, fraților. Hai să mergem mai departe. Avem săteanul copacilor aici, mă, e destul de ciudat, hai să vedem. În această cameră sunt ținuți foarte mulți copăcei pentru că Amanda spune că ea natură își găsește liniștea la fiecare final de zi după ce a comis o groază de ilegalități și crime. Vine aici și miroase fiecare copăcel pentru că spune ea, nu există nimic mai frumos decât copăcii pe care îi vezi după ce faci o crimă. Bro, a, ce-i cu chestia asta? Este o fetiță cu niște probleme foarte mari, doar că eu zic că ai grijă pentru că are și garden în această bază și e posibil să te cam bată. Ok, boy, sperăm să nu. Aici ține ostatici oi, fraților! Băi, săteanul ostaticilor, Amanda ține ostatici oi, care, na, pe ulii, pe toate astea, ok. După cum vezi, aceștia nu sunt niște ostatici normali și sunt niște amărâte de oi. Dar poate te întreb de ce Amanda ar lua ostatice niște oi. Corect!
Sună nebunesc, ei bine, de când Uli n-a mai vrut să meargă cu ea într-o mețile acestea pe care le face, i s-a pus pata pe orice oaie, dar nu le omoară, doar că le ia ostatice și le aduce aici pentru că îi place să le vadă suferind, bro. Bro, trebuie să eliberez aceste oi, bro, nu le pot lăsa aici, mă simt prost pe bune, mama Amanda, ce suflet rău. Hai să vedem, mamă, uite pe ăștia, mamă, muriți, bro, odată. Mamă, deci avem aici foarte mulți gardieni, fraților, asta este camera gardienilor, după cum puteți vedea. Mamă, bro, what? Mai aveam câteva inimi. Dacă muream aici pe bune, mă enervam rău de tot. Hai să mergem mai departe. Avem săteanca cu flori. Să vedem ce e aici, boys. Mamă, ce drăguț e chestia asta. Bună, băiatule, după cum probabil ai aflat din camera cu copăcei, Amandei îi place foarte mult natura și ca oricărei femei de altfel îi plac florile. Toate aceste flori ea le-a primit de la un admirator secret. Hopa! Amanda are gagic, boys. Ați auzit foarte bine. Hai să vedem. Care se aude pe aici că și le-ar fi la fel ca și ea un criminal. Mamă, boi, cine credeți că este gagicul Amandei? Nu știu, scrieți la comentarii. Dar încă nu știe nimeni cine poate fi și nici nu prea cred că se va afla prea curând. Dar dacă reușești să afli tu ceva, tinere, te rog să mă anunți și pe mine. Sunt chiar foarte curios de acest domn secret. Ok, boys. Deci toate florile astea care sunt, ce sunt? Ia să vedem aici. Sunt rose bush, adică sunt trandafiri. Toate chestiile astea, boys, le-a primit de la un singur admirator secret. Ok, foarte, foarte interesant. Hai să ne începem aici, boys. Nu avem o cameră de care trebuie să trecem. Bro, chiar chestia asta m-a pus pe gânduri. Cine este admiratorul secret al Amandei? Asta mi se pare mie chiar foarte, foarte ciudat. Asta e să-i bat pe ăștia. Lăsați-mă, boi. Lăsați-mă în pace, ciudaților. Hai să-i bat pe toți. Ok. Așa. Și avem aici, boi, stăteanul labirintelor. Let's go. Ia zi-mă, frățiorul, care-i treaba cu tine? Tocmai ai ajuns la ultima încercare pe care Amanda ți-a pus-o înainte să ajungi la ea. Mamă, boi, deci acum o să ajungem la Amanda. Labirintul lemnelor. Ce trebuie tu să știi este că peste 20 de oameni au murit în acest labirint. Nu este din cauza că este atât de dificil, dar este foarte lung și pe mulți nu i-au ținut picioarele să poată să traverseze o așa mare distanță. Și din câte am auzit despre tine și ocupațiile tale, ai mai trecut prin momente de genul, așa că nu știu dacă vei reuși sau nu. Tot ce pot să fac este să țin pumnii, să o faci pe Amanda să-și revină la normal, pentru că, sincer să fiu, nu mai suport așa cum este ea acum. Vreau să fie ca orice altă fetiță de vârsta ei, adică o fetiță normală, dar te simt prea mult de vorbă. Termin odată labirintul și vorbește cu Amanda. Ok, boys. E destul de ciudat. Hai să vedem care este treaba, bro. Deci trebuie să aleg. Cred că pe aici trebuie să mă duc. Pe aici, bro? Nu, ok, deci am luat-o prost deja. Hai să vedem, mergem pe aici. Let's go, boys. Mamă bună, acest este un labirint, bro. Ok. Ok, deci pe aici o să mă duc, bro. Cred că mă duc bine. Așa. Pa, asta e singurul gen, asta e singurul loc în care pot să mă duc. Nu? Ce labirint e ăsta, bro? Ok, ok, unde mă duce, bro? What, what, ok. Bă, mă plimbă peste tot, bro. Dar asta e singurul loc în care pot să mă duc. Ok, boys. Ok, și am ajuns la Amanda, bro. Ok, fraților, asta a fost ceva destul de ciudat. Uitați-o pe Amanda the Adventurer. Salut, Amanda, ți-am adus niște flori. Țeapă, nu eram admiratorul tău secret. Mamă, dar ce labirint ciudat, bro. Ia zi, Amanda, care-i treaba? Am fost aici chemat de Uli și de prietenii tăi, căci că ai luat o razna în ultimul timp și aș vrea să avem o discuție. Nu pot să cred că ai reușit să treci de toate challenge-urile și încercările din baza mea. Adevărul este că eu nu am vrut să mai fac rău nimănui și chiar am vrut să fiu o fată normală de vârsta mea, doar că nu știu. M-am simțit așa de prost că Uli tot ce încerca să-mi zică să mă cumințesc și să stau calmă, încât am vrut să-i arăt că nimeni nu poate să-mi spună ceea ce fac, dar acum îmi dau seama că am greșit și voi merge la el să-mi cer scuze și sper că mă va ierta. Mulțumesc foarte mult că mi-ai deschis ochii și m-ai făcut să mă schimb. Meriți toate laudele din lume, încă o dată mulțumesc. Deci, fraților, vreau să văd dacă în continuare filmez chestia asta, în continuare filmez. Acest videoclip s-a încheiat cu o foarte mare victorie, boys. Amanda a reușit să revină la normal, o să se ducă în sat să vorbească cu băieții ca să o ierte și noi am stat aici cu am reușit să trecem de această bază cu brio și în viață. Însă, momentan, tot nu știm cine este admiratorul secret al Amandei. Dacă aveți anumite ghicitori, scrieți în comentarii. Eu am fost Marius Iancu și ne vom revedea curând cu episoade noi. V-am pupat pe toți. Pa, pa! Băieți și fete, astăzi vă voi arăta ce se află în baza secretă a lui Granny. Astăzi, băieți și fete, mă aflu pe o hartă primită de la un abonat și vreau să vă spun că începem o nouă serie la noi pe canal. Ei bine, băieți și fete, această hartă se numește
baza secretă a lui Grain, pentru că după cum vedeți, voi suntem într-o lume normală de Minecraft și am găsit baza secretă a lui Granny. Dacă mai vreți să facem episoade de genul, gen, eu vă recomand să vă uitați până la final pentru că este ceva super, super interesant. Dacă mai vreți să facem episoade de genul unde explorăm alte baze secrete, baza lui Huggy Wuggy, lui Danalu, Grandpa, lui orice vreți voi, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să scrieți la comentarii. Eu zic, boi, să nu mai pierdem timpul, băiatul ăsta mi-a trimis harta și mi-a zis că este ceva super, super mișto și că merită să fac un episod. Așa că eu, boys, o să fac episodul și o să vedem ce iese până la urmă. Deci, după cum vedeți, man, suntem într-o lume de asta de Minecraft. Avem doar un lever și 4 mâncare de asta. Vreau să mă pun și pe dificultatea de normal să fie totul bine. Avem 4 de mâncare și un lever. Și aici avem, am găsit baza lui Granny. Scrie baza lui Granny. Este o hartă normală și aici se află baza. Hai să vedem ce se află înăuntru. Am pus asta și să mergem mai jos. Bun, let's go. Acum mă duc aici jos. Hai să vedem. Ok, man, am ajuns aici. Bun, avem un schelete și o chestie care scrie ultimul bilet. Bun, hai să vedem ce scrie aici. Dacă citești asta, te rog, întoarce-te înapoi. Oricine ai fi, repet, dacă citești asta, întoarce-te înapoi. Bro, de ce m-aș întoarce înapoi? Stai că nu înțeleg. Și mie mi s-a părut cool la început că am găsit baza lui Granny și voiam să văd ce se află acolo. Dar te rog, nu. Acesta este probabil ultimul meu mesaj. Sunt rănit și cel mai probabil o să mor aici lângă chest. Te rog, pleacă. O să moară lângă chest, adică, bă! Ăsta e băiatul care a scris biletul, ce, acum e un schelete? Ok, boys, ok, ciudat, te rog, de tot, mamă, deci e ultimul meu și zice că să plec, neapărat să plec. Boys, de ce să plec, man, bă? Bă, n-o să plec, vă dați seama, dar nu înțeleg de ce e biletul ăsta aici și de ce insistă băiatul ăsta să plec. Vreau să văd dacă eu filmez totul, am prins asta pe filmare pentru că mi se pare super, super interesant. Bun, atunci, băieții, haideți să nu las uita pe băiatul ăsta și să mergem mai în față în baza lui Granny. Deci avem aici, am închis ăsta, avem aici baia, bun, hopa, stați, mă, uite, uite-vă cât de mare e baza, mă, bine să cred. Bun, avem aici baia, hai să intrăm în baie, let's go, bun. Mamă, un om mort în baie. Hai să vedem ce scrie aici. Bun, ok, deci o să găsim și iteme. Mă miram eu, boys, că probabil o să mă bag cu Granny în episodul ăsta. Mă gândeam eu să fie toate astea așa. Deci mi-am luat și niște iteme. Am aici o chestie care se numește ultimul bilet. O să pun aici tot, bun. În asta e, hopa, e ceva aici? Nu, e nici ceva aici, în chestul ăsta. Hopa, boys, am găsit o sabie și un... o carte unde scrie mesaj pentru Grandpa de la Granny. Deci, boys, mesajul ăsta nu e pentru noi, e pentru Grandpa, dar o să-l citim noi. Când vezi asta, vreau să-l iei pe ăla de pe perete pentru că miroase foarte urât. Nu s-a gândit că o să ajungă așa când a ales să intre la noi în casă. În fine, te iubesc. Deci, Granny i-a lăsat un mesaj lui Grandpa să-l ia pe ăsta de aici pentru că miroase urât, gen. Și ăsta e unul care a încercat să intre la ei în casă și l-a prins. L-am luat eu, boys, gen, ca să n-aibă de-astea, cum îi zice, să n-aibă dubii, bun. Mamă, dar mai avem așa de mult de explorat din baza asta, hai să vedem acolo ce avem jos. Mamă, jos acolo, merge și mai jos, ok, ok, hai să vedem aici, avem debara și bucătărie, hai să mergem prima dată în debara. Mamă, ce aici, bă, oameni morți în debara, bă, ce-i cu baza asta, hai să vedem. Închidem ăsta, 0, deci, bă, 0701 Matei. 0702 George, Michael, David și Alex. Bă, ce sunt ăștia, bro? Astea-s victime, gen? Deci zice 07, deci victima 701, 702. Și aici scrie 703. A, bă, o fică, gen, ăștia au intrat toți odată și i-a notat cu 703. Sau de ce i-a notat cu 703? Deci ăștia sunt oameni morți notați, boys. Deci Granny până acum a făcut 700 de victime? Bine, ok, bun, bun, hai să vedem dacă găsim ceva aici. Bun, avem Apple. Avem, deci se sună merele astea, avem și Golden Apple. Mamă, deci îmi place că e ceva în fiecare chest de asta și că nu-s puse așa de pomană. Oh, un Diamond Chest Plate, let's go. Bun, mamă, bun, deci vedeți că ne-am făcut cu loot destul de bun. Hai să închidem asta, lasă-mă în pace, bă. Ciudat, rău de tot. Acum hai să vedem în bucătărie, știi ce zic, bun. Aici hai să vedem în bucătărie, mamă, bro. Aici... în bucătăria lui Granny sunt numai oameni morți, după cum vedeți. Foarte, foarte ciudat. Hai să vedem dacă găsim ceva aici. Oh! Prăjiturele, let's go, man. Deci avem prăjituri foarte, foarte tare. Mamă, deci bă, fiți atenți că ne facem armură bună. Ia, să luăm și bottle-ul fecea, adică astea, fiți atenți.
Mamă, păi suntem bine rău pe armură. Uitați-vă ce armură avem, avem și sabia de asta. Deci cumva dacă dăm de greni în baza asta sau ceva de genul, o să putem să o omorâm foarte, foarte rapid. O să-mi dau și toate chestiile astea. Să pun, să mi le așez așa puțin la cookies-urile astea. Opa, iară niște cookies, let's go. Și avem aici și iron, niște papuși de iron. Dar stați că mai avem ăsta. Încă o carte și un golden apple enchantat. Mamă, hai să luăm golden apple-ul și avem o carte. Rețetă prăjitură de la Granny. Amen. Deci e rețeta de la prăjiturile astea, cred, de la Granny. Hai să vedem. Rețeta prăjitură: 200 de ml de lapte, 100 de ml de sânge, 100 grame de zahăr, 2 picioare de om, 4 mâini de om și un cap de om. O să pun astea la loc. Deci prăjiturile astea sunt făcute din picioare și mâini și cap. No. Bun. Băieți, hai să, deci fiți atenți. Ca și cum n-am intrat aici. Deci ca și cum n-am intrat aici, o să ies de aici, bă. Ciudat, rău de tot. Deci până acum am mers în baie, în debaraj și în bucătărie și am găsit numai chestii ciudate pe bure. Hai să mergem mai jos, mamă, boi, uite-se-vă, e peste tot, mamă. Deci, bă, baza asta e gigantică, deci baza lui Green, mamă. Sunt foarte multe chestii ciudate. Hai să mergem pe aici, mamă. Avem dormitor și cameră de joacă. Hai să ne camera... Mamă, camera de joacă sunt oameni de ăștia agățați. Asta, fii atent, boi, pot să-i dau jos, gen, ca să nu mai speria că îi dau pe tot jos. Și ce avem aici? Aici avem un pickaxe de diamond. Avem prăjitură, iar avem, nu o să mai am prăjitura asta pentru că nu știu de ce e făcută și nici nu lasă rețeta. Și avem un golden helmet, bun, deci suntem echipați de scandal. Și avem diamond pickaxe-ul ăsta, la ce să-l folosim? La ce am putea să folosim diamond pickaxe-ul ăsta, boys, în fine, bun. Păi da, cred că știu ce să-l folosim. Boys, auzi, Granny, mamă, cred că am trezit-o pe Granny pentru că fix aici e dormitorul, bro. Deci suntem fix lângă dormitor și cred că am trezit-o pe Granny, mamă, nu-i bine, deci dormitorul, bun. Mamă, se au chestii, boss, îmi bag un golden apple enchantat, fiți atenți. Ia să ne dormitor, trebuie să sparg aici. Mamă, am spart. Aula! Îi văd băta! Îi văd băta, boys! Îmi zice că mă vede, bă, v-am trezit, o sau ceva de genul, deci nu știu ce se întâmplă. Mamă, trebuie să mă bag cu ea neapărat. Mamă, dar vină mă afară, că eu dacă nu pot să mă bag înăuntru. Uiteți-vă, boys, ce loot de-asta, prost, bă, să-mi bag cu ea o tonă. Vino aici, Granny, bun, i-am dat una. Mamă, a văzut-o, lasă-mă în pace, bun, am omorât-o. Bun, băie și fete, am reușit să omorâm destul de rapid, bă, dar unde-i grandpa până la urmă? Ia să intrăm aici rapid. Mamă, aici sunt oameni morți, iar hai să vedem. Trei carne de iepure și avem o carte pentru mine, ce zice pentru tine. Ți-am lăsat asta, dacă dorm, nu mă trezi. Poftă bună, sper să țină de foame după vânat. Boys, cred că nu-i pentru mine, bro, a zis după vânat. Cred că e pentru grandpa, bro. Deci grandpa trebuie să vină... S-a auzit ceva! Bă! Deci grandpa, fiți atenți, boys. Să-ți vină, țină de foame după vânat, e pentru grandpa. Oh, uite pe grandpa! Ce scrie aici? Ieșire de urgență, mamă, ieșire de urgență, uai, deci l-ați văzut pe grandpa, trebuie neapărat să mergem. Bro, bă, l-ați văzut acolo pe grandpa. Mamă, asta e ieșirea de urgență, deci fiți atenți că puteți să ieșim din baza lui Granny. Bă, l-ați văzut pe grandpa acolo, era să... Nu moare? Ce-i asta, bro? Bă, asta e o capcană, bro. Mamă, e o capcană de urși, bă, ăștia au capcane când ești... Bă, what the fuck, ce-i asta, man? Au capcane când ești, bă, trebuie să ne băgăm rapid, mamă, boi, județi-vă, deci, bă, mai avem, nu. Vreau să văd dacă mă urmărește grandpa sau ceva de genul. După cum vedeți, nu mă urmărește, deci nu ar trebui să fie absolut nicio problemă. Mamă, uite-ți aici încă. Mamă, capcana asta, nici nu pot să te susparg. Te susparg, bun, am spars și capcana asta. Mamă, și am reușit să ieșim. Felicitări, ai supraviețuit bazei lui Granny și am primit 64 de diamante. Boys, când am intrat era dimineață, man. Bă, deci am reușit să supraviețuim în baza lui Granny. Boys, asta se află în baza lui Granny, dacă v-ați întrebat vreodată. E bine, băi și fete, cam am cu acest episod. Dacă v-am lucrat, uitați neapărat să apăsați butonul de like. Și dacă vă place seria asta și mai vreți să intrăm și în alte baze secrete, scrieți la comentarii. Eu am fost Marusian, cu o seară frumoasă, baftă mâine la școală, pa, pa. Băi și fete, astăzi vă voi arăta ce se află în baza secretă a lui Slenderman. Astăzi, băi și fete, vom face ceva foarte special, deoarece chiar acum în fața noastră se află
află baza secretă a lui Slenderman. Am primit această hartă de la un abonat și am zis că trebuie neapărat să filmez în momentul în care o să intru în această bază secretă, pentru că băiatul a adăugat pe Slenderman în Minecraft și pe lângă chestia asta, boys, fiți atenți, băiatul când mi-a trimis e-mailul mi-a spus așa că în această bază secretă nu o să-l găsesc doar pe Slenderman. Și nu știu ce poate să însemne chestia asta, urmează să aflăm. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. După cum vedeți, boi, suntem pe o lume complet normală de Minecraft, adică nu e vreo hartă modată sau ceva de genul, e o lume complet normală. Și aici, boi, se află baza secretă a lui Slenderman. Tot ce avem sunt 15 bucăți de pui. Eu zic să nu mai pierdem timpul și să mergem în baza secretă a lui Slenderman. Hai să mergem, boi, să vedem, sunt tare curios ce o să găsesc acolo, sper să nu mor sau ceva de genul, pentru că după cum știți, Slenderman e foarte foarte rău și sunt șanse foarte mari să mor. Hai să vedem. Ok, am ajuns aici, bă, văd foarte mulți schelete astea, foarte multe capete de schelete și băiatul ăsta, scheletele astea de aici, greșeală. Ok, tare am impresia, boys, că această carte a fost scrisă fix de băiatul ăsta care în momentul de față este un schelete și stă acolo. Hai să vedem care e treaba cu această carte. Te rog, nu fă greșeala mea. Doar când am auzit că se știe unde se află baza secretă a lui Slenderman, instant voiam ca toată lumea să știe că eu o să fiu primul care intră acolo. Oh, deci ăsta e primul băiat care a intrat, gen primul om, da, ființă umană, care a intrat în baza lui Slenderman. Ei bine, am fost primul, dar și ultimul. Uite, frățiorul, că n-ai fost ultimul. Deci, boys, noi suntem a doua persoană care intră în baza secretă a lui Slenderman. Primul băiat a ajuns așa. Sper că eu să n-ajung tot așa. Nu degeaba tuturor ne este frică de Slenderman. Nu degeaba copiilor li se face foarte mare frică și încep să tremure când aude această creatură. Bă, într-adevăr, boys, adică aici n-am ce să zic, Slenderman e foarte creepy și a trebuit să-ți fie frică de el. Îți pot spune doar atât. Fiți atenți, nu repetea greșeala mea să intri în această bază, dar dacă vei intra, te asigur că Slenderman nu o să fie singura creatură pe care o vei găsi aici. Băi, asta e a doua oară când au chestia asta. Băiatul când mi-a trimis harta mi-a zis la fel. Această carte scrisă de băiatul ăsta care e mort îmi zice la fel. Deci, boys, oare ce se mai află în baza asta în afară de Slenderman? Mamă, ar fi mișto să fie gen ceva tot legat de Slenderman. Stai, vreau să văd dacă filmez. Gen să fie alte creaturi Slenderman, nu știu. Urmează să aflăm. Bun, boys, deci frățiorul, o să-ți repet greșeala și o să intru în baza secretă a lui Slenderman. O să dau aici intrare bază. Bă, voi vedeți, man, până acum n-am mai văzut chestia asta. Deci peste tot sunt capete de scheleton. Nu știu ce poate să semne chestia asta. Și uitați-vă, un schelet fix aici la ușă. Camera de securitate. Hai să intrăm înăuntru. Hopa. Boys, ce e asta? Mamă, ce avem aici? Trei săbi. Ok, o să iau numai una, vă dați seama. Asta e camera de securitate. Voi vedeți câte chestii sunt aici. Scuze. Ok, boys, scuze de la paznic. Deci, în acest chest am găsit acest golden apple și o carte care se numește scuze de la paznic. Deci, teoretic, în camera de securitate trebuia să fie și un paznic, însă am găsit o carte scuze de la el. Îmi pare rău că am plecat și că v-am abandonat pe toți. What? A, deci aici, boys, trebuia să fie un paznic, însă nu mai e. Hai să vedem. Știam că slujba pe care urmează să o accept este una horror, având în vedere că sunt paznic la baza secretă a lui Slenderman. Zii tu, frățiorul, pe bune, că e o slujbă horror. Dar credeam că aici e doar Slenderman, nu și familia lui. Mamă, bro, deci asta e a treia oară când aud că mai e cineva în baza asta secretă. Deci e și familia lui Slenderman. Nu e doar el, e și familia lui. Sunt tare curios cum arată familia lui băiatul ăsta, pe bune. Mamă, bro, babă, deci, boys, începe să mi se facă pila de gheneș, să-mi fie frică să avansez. Însă, de dragul vostru, o să merg mai departe, bro, mamă, ok, hai să vedem. Deci, am intrat în camera de securitate, am adunat toate info-urile. Avem aici bucătăria, ok. Mă, la bucătărie, boys, nimica specială, mâncare. Hai să luăm toată mâncarea, totuși, adică n-avem nimica. A, păi, aici e numai mâncare, gen în bucătărie. A, și golden apple. Bun, boys, deci bucătărie n-a fost nimic așa, să ne speriem sau ceva de genul. Doamne ajută, a fost numai, Doamne ajută, a fost numai mâncare. Hai să vedem, să mergem mai departe. Avem cămară cu lucruri inutile. Ok, de camera asta. Oh, aici sunt mystery box. Hopa. E cineva acolo, boys, ia stați. Băi, cineva acolo. Cine e ăsta? Un chest aici. Nu știi cine. Bă, cine e băiatul ăsta? Ok, nu știi cine sunt, dar te rog, ascultă-mă.
ai supraviețuit până aici deoarece pe acest etaj nu există niciun risc. Dar când mergi mai jos, unde sunt adunați toți membrii din familia lui Slenderman, nu mai poți da înapoi. Bro, ce e mai jos, man? Oai, deci sunt așa de curios, mă bine să gândesc niciodată, dar a fost așa de curios. Toți oamenii ăștia am spus să mă duc înapoi pentru că în baza asta se află familia lui Slenderman. Nu știu, poți urmează să aflăm. Haide să vedem ce-i mystery box-urile astea, cât de rapid putem. Mamă, deci uite-te, mamă, ok. Am făcut chestia asta, stai să spargem. Bun, hai să vedem ce... Bun, avem aici și mai avem încă două, asta și asta, bun. Am spart tot, deci băiatul ăsta mi-a zis că etajul ăsta era sigur, adică aici n-avea, efectiv nu putea să mi se întâmple nimica. Însă dacă merg mai jos, adică acolo intervine pericolul, știi ce zic? Hai să mergem, boys, let's go. Mamă, mi-e frică rău de tot. Mamă, ce avem aici, hai să vedem. Dormitorul lui Slenderman, holy shit. Cred că aici începe distracția. Hai să mergem în dormitorul lui Slenderman, bro. Mamă, ce e aici? Ok. Hai să vedem. Nu suntem... Mamă, o carte de la Slenderman. Deci această carte, boys, a fost scrisă de Slenderman și scrie nu suntem. Hai să vedem. Noi suntem prietenoși. De ce toată lumea fuge? Boys, deci Slenderman... Zice că, de fapt, el și familia lui sunt prietenoși. Bă, s-ar putea să fie o manipulare, vă dați seama, gen. Adică, cam 99% șansă. Bă, dar și dacă ei chiar sunt prietenoși? Nu știu. Nu știu ce părere să-mi fac. Hai să iau și asta. Și să merg mai în față, let's go. Ce avem aici? Mamă, bro, avem de-astea de... Avem o cameră cu semnul întrebării. Asta e prima dată în episoadele mele când văd chestia asta. Deci, o cameră... cu semnul întrebării, unde e doar un singur chest și sânge tot cu semnul întrebării. Și o carte tot cu semnul întrebării. Bă, ce-i cu camera asta? Hai să vedem ce scrie aici. Cameră de joacă egal moarte. Ce înseamnă chestia asta? Cheia de la camera de joacă. Păi și unde e camera de joacă? Aici, în față? Camera de joacă! Holy shit! Deci, boys, cartea asta cu semnul întrebării îmi zice că camera de joacă egal moarte. Și aici, chiar acum, în fața noastră, se află camera de joacă. Tare am impresia, boys, că aici se află familia lui Slenderman. Însă nu pot băga mâna în foc. O să fac așa și o să merg jos. Mam! Boys, ce aici? Ok, mamă, deci mi-e frică maxim. Mi-e frică maxim. Deci aici jos e familia lui Slenderman. Fraților, vă spun sincer că mi-e foarte frică, însă... Haide! Oh, shit! Bro, cine-i ăsta? Ok, nu mă atacă, vedeți că nu mă atacă. Bă, ăsta face parte din familia lui Slenderman? Bă, uitați-vă la el. Bro, mamă, ce-i cu creatura asta? Bă, cred că face parte din familia lui Slenderman. După cum vedeți, nu mă atacă. A dispărut. Ok, ciudat, foarte ciudat. Hai să mergem mai jos, bro. Ce s-a întâmplat? Hai să mergem aici jos. Uite-i. What? Cine-i ăsta? Bro, ăsta-i Slenderman? Bă, uitați-vă la oamenii ăștia, bro! Deci asta e familia lui Slenderman? Mamă, deci mi-e frică să-i dau una, că mie că dacă îi dau una o să mă atace, așa că nu o să mă risc. Dar uitați-vă la băiatul ăsta! Mamă, familia lui Slenderman, dar ia stai, boys, deci am avut impresia, nu știu dacă ați avut și voi aceeași impresie ca și mie, să vedem dacă putem să facem chestia asta, că cineva s-a teleportat aici sus, gen. S-a teleportat cineva cumva aici jos, ați văzut că, bă, de când am intrat acolo am început să se teleporteze cumva. Mai e vreun membru al familiei aici? Ah, nu, doar mi s-a părut mie. Credeam că s-a teleportat, boys, de aici cineva aici sus. Nu, m-am uitat pe aici. Voiam să văd dacă s-a teleportat cineva, deci sunt numai doi membri în familia lui Slenderman. Ăla e Slenderman și ăla e frate sugen sau ar trebui să fie mai mulți? Ia să mergem aici. Bun, băieți, hai să mai mergem. Ok, cred că ăsta e Slenderman pe bune. Uite-mă pe toți. Deci, boys, ăștia sunt... Uai, sunt 5 persoane. Deci, uitați-vă cum se teleportează prin pereți. Bro. Bă, dar uitați-vă că nu sunt agresivi, adică nu fac nimic. Asta cred că e Slenderman, asta cred că e ceva tovarăș de-a lui sau bar, n-am unghi, tată, și mai e încă un băiatul ăla cu pălărie. Bun. Însă acolo avem ceva. Mamă, bro, deci asta se află de fapt în baza lui Slenderman, familia lui. Recompensă. Bă, e o sabie cu 600 attack damage. Bro. Deci cred că asta poate să-l omoare pe Slenderman. Hai să vedem, let's go, ia. Mamă, s-au teleportat. Bă, că l-am văzut sabia, s-au teleportat toți. Mamă, mie nu vine să cred.
Ia să mergem aici sus, e cineva aici. Uite bro aici, ia hai, ia să-i dau una lui ăsta. Ia. M-a omorât doar pentru că am încercat, bro, să mă bag cu el, m-a omorât. Și uitați-vă, m-am spawnat în dormitorul lui. Ok, ok, băi și fete, păi, eu zic aici să chidem episodul. A murit și m-a spawnat în dormitorul Slenderman. Nu mai vreau să mai continui. Teoretic am văzut toată baza secretă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Marusian cu și ne vom revedea curând cu episodul noi. Uitați-vă la Slenderman. V-am papă toți fraților, să aveți grijă de voi. Baftă la școală, papa. Astăzi vom afla ce se află în baza secretă a lui Wednesday din Minecraft. Ați auzit foarte bine, băieți și fete. Numele meu este Marusian cu și bine ați venit la un nou episod foarte special de Minecraft la mine pe canal. Astăzi, fraților, urmează să intrăm în baza secretă a lui Wednesday și să vedem ce o să găsim pe acolo, pentru că după cum puteți vedea, ne aflăm pe o hartă normală de Minecraft, iar aici, fix sub acest copac de bărci, se află baza secretă a lui Wednesday. Fraților, deci vă spun o chestie, am auzit că în locul ăsta se întâmplă niște chestii foarte, foarte ciudate și că persoanele care se duc acolo nu mai ies niciodată. Vom încerca, desigur, să rupem acest blestem, dacă îi putem spune așa, și să mergem să vedem care-i treaba și după să plecăm de acolo. Sperăm să nu fim omorâți sau ceva de genul. Vedeți acolo. Hopa, este și cineva acolo, fraților. Ok, deci urmează să vedem care-i treaba. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Și hai să vedem care-i treaba. Avem aici și un chest, fraților, care o să ne ajute cu iteme. Bro, ce sunt itemele astea, bă? Doar atât? Ok, asta e ciudat, frate. Și avem full iron, iron sword, apple și un lever. Adică asta e tot ce avem, man. Poate o să trebuiască să mă bag cu cineva acolo jos, bro. Mă bag cu sabia de iron și cu măr. Nici măcar sabia de diamond, nici măcar un măr OP, nici măcar măr OP golden apple. Ok, bun. Hai să luăm leverul ăsta, fraților, și să mergem acolo jos. Să vedem ce vom găsi în baza secretă a lui Wednesday. Let's go, bun. Baza secretă a lui Wednesday. Mergem în jos, băieți și fete. Mamă, fiți, am zis că sunt mai multe persoane pe aici. Mamă, o să fie interesant. O să fie foarte, foarte interesant. Prima dată îl avem aici pe Ernest. Oh my god. Oh, bro. Ok, ce e asta? Ernest, frățiorul, ce s-a întâmplat cu tine? Bă, ăsta-i jumate om, jumate lup. Ok, nu știu ce se întâmplă. Ce s-a întâmplat cu tine, bro? Te rog, e totul o minciună. Dacă ești bolnav, nu te poți vindeca aici. Să nu crezi ce scrie în cartea aia, este totul o minciună. Bro, what? Ce carte, mă, Ernest, bro? Eu am venit aici, eu nu știu ce se întâmplă. Eu am venit aici doar ca să explorez, man. Despre ce vorbești? Că nu pot fi vindecat și că ce se află în carte e o minciună. Stai! Nu știu ce se întâmplă aici, a? A intrat în baza lui Wednesday pentru a fi vindecat cu sânge de vârcolac, nu? Nu, habar n-am, what? Bro, cum adică să fiu vindecat cu sânge de vârcolac? Man, ce se întâmplă? Ok, hai să nu-l mai întrerupe pe Ernest și să vedem ce zice. Ok, văd că ești foarte confuz, lasă-mă să-ți explic mai exact ce se întâmplă aici. Eu sufăr de mult de o boală foarte gravă și nu știu cât mai am de trăit. Într-o dimineață am primit în poștă un bilet de la Wednesday în care spunea că toată lumea care este bolnavă să vină în baza ei secretă deoarece a descoperit un antidot pentru orice boală din lume. Bro, cum e posibil să ai un antidot care rezolvă orice problemă de sănătate din lume? Antidotul respectiv este sângele de vârcolac. Deci Wednesday s-a dus la mai mulți oameni și le-a zis că dacă suferă de vreo boală și nu mai vor să sufere de ea, că logic, toată lumea vrea să se vindece, trebuie să bage sânge de vârcolac. Asta nu-mi sună bine. A, și da, a, și asta, fraților, e jumătate om, jumătate vârcolac, acum am dau seama. Ne-a mințit pe toți și ne-a spus că dacă bem sânge de vârcolac o să fim bine. Dar după cum vezi, se întâmplă fix altceva. Da, văd, te transformă în vârcolac. Am băut sânge și încep să mă transform în vârcolac. Nu știu cât mai am de trăit, dar vreau să-ți mai zic câteva cuvinte. Tu, dacă vrei, poți intra înăuntru, dar orice ar fi, să nu bei sânge din călețile de sânge. Ok, fraților, băi, deci, nu știu, man, îmi dă așa un... mi se face pila de găină, bro, pe bune, adică îmi dă așa un vibe super, super ciudat, baza asta secretă. Să mai avem aici o chestie. O carte cu bună de la Wednesday, ia.
Acesta este un mesaj către toți oamenii care sunt bolnavi. Ah, deci ăsta, fraților, este mesajul către oamenii bolnavi. Știți că, na, mesajul prin care îi atrăgea pe ei în baza secretă. Acesta este un mesaj către toți oamenii care sunt bolnavi și cred că nu mai este o speranță pentru ei. Vreau să vă anunț că astăzi este ziua voastră norocoasă și că eu sunt capabilă să vă vindec pe toți. Ok. După foarte multe teste, am reușit să aflu care este leacul pentru toate bolile din lume. Leacul este sângele de vârcolac pe care l-am luat de la colega mea de cameră. Știți, fraților, că Wednesday are o colegă de cameră care este vârcolac. Eu filmez asta, da? Băi, deci, băi, foarte ciudat ce se întâmplă. Nu mă așteptam să găsesc asta. Veniți, este complet gratis. Dacă bei o găleată de sânge de vârcolac, o să fii ca și nou. Deci asta a fost într-un fel reclama lui Wednesday. Ok, hai să mergem, boys. Hai să mergem înăuntru. O să stăm departe de sângele de vârcolac. Sper că sângele de pe jos nu este de vârcolac. Mamă, da, avem și un hol. Nu intrăm direct așa în bază. Avem și un hol, ok. Bun. Ok, frate, băi, ce sunt foarte mulți, sunt foarte mulți oameni morți. Avem acolo un băiat pe nume Daniel și acolo este Wednesday. Deci trebuie să mergem mai jos, ok. Avem depozit de medicamente. Ok. Ce e aici, fraților? Oh my god, bă! Uitați-vă, fraților! Mamă, să nu bag, să nu bag, bro, să nu bag, grijă mare. Astea sunt gălețile cu sânge de care vorbea Ernest. Jesus, man, uitați-vă. Ați mai văzut o găleată cu sânge în Minecraft? Oh my god, bro, arată super ciudat. Și mai avem aici ceva. O găleată cu caramel. Ok, ciudat, ciudat. Bun, am înțeles asta cu sângele, dar asta cu caramelul, nu înțeleg de ce e caramelul aici, dar în fine, fie cum o fi. Iar în continuare e sânge de asta să nu bem. Și avem aici o carte cu planul ei. Nu picați în plasa ei. Planul ei nu este să salveze pe toată lumea, ci să ne transforme pe toți în vârcolaci ca să-și facă o armată întreagă. Să nu consum sângele. Frățiorul, ăsta care a scris cartea, mi-am dat seama înaintea ta, bănuiesc, având în vedere că ai lăsat o carte în baza asta secretă, probabil acum ești un vârcolac, dar na, eu mi-am dat seama înainte. Bun, hai să mergem tot în față, fraților. Avem aici camera de securitate. Jesus, man, băi, dar nu știu, baza asta, băi, e super ciudată, man. Adică îmi dă așa și un vibe de ăsta de secret, dar tot e super ciudat, mamă, și asta. Deci aici găsim un lever. Nu zice pentru ce e leverul ăsta. Un achil trident și un big knife. What? Ah, asta îmi dau abilități, fraților. Achil trident îmi ia din viață, nu mersi. Big knife îmi dă, cum îi zice, mamă ce mișto arată, îmi dă încă o inimă. Pot să iau big knife-ul ăsta, fraților, ca să, na, dacă e să mă bag cu cineva, să stau cu el, adică cât de meci dă? 8 și asta mi-a dat 6, niciun caz, băi. Gata, bă, băieți, avem o sabie nouă, avem big knife-ul. Ok, mai departe avem camera de provizii. Let's see, hai să vedem. Ok, aici este mâncare și beetroot soup, ok. În continuare la fel. Bun, deci în camera asta, fraților, asta e cea mai normală cameră din toată baza secretă. Sunt efectiv provizii, gen mâncare de asta de vită și supă de beetroot, de, nu mai știu... Nu știu, fraților, am acum un lapsus. Rădăcini sau nu știu, ce înseamnă beetroot? Scrieți la comentarii, am un lapsus, știu ce înseamnă. Dar, na, nu mi-aduc aminte acum. Și aici ce avem? Zona interzisă, autorizare doar pentru Wednesday. Urmează să intrăm și acolo, vă dați seama. Aici avem laboratorul. Holy shit, bro, ok. Mamă, deci în laborator sunt găleți de astea și apă sfințită. Holy water. Jesus, man, băi, asta iar îmi dă un vibe super ciudat. Uite, numai asta e, bro, pe aici ești nebun. Bă, numai asta e, mamă, cum arată astea, man, băi, de asta ca și cum sunt în Danan. Că mi se face o poțiune de astea magică. Jesus, băi, ce s-a întâmplat cu Wednesday, a luat-o razna, ok. Hai să mergem mai jos, fraților. Zona interzisă, autorizare doar pentru Wednesday. Ia, auzi, mă, doar pentru ea, dar nu mi se pare corect, fraților. Hai să mergem jos, let's go. Deci asta este zona interzisă și acolo este Wednesday. Însă aici în stânga avem pe un băiat pe nume Daniel. Hai să discutăm și cu el. Asta e, deci camera asta se numește centru de transformare. Ok. Aici sunt scheleți pe jos și uite-l pe Daniel. Bro! Daniel s-a transformat deja în vârcolac, man!
Holy shit, asta nu poate să fie bine. Asta desigur că nu poate să fie bine. Daniel, ești ok? Pleacă, m-am transformat. Imediat o să rup gratile și o să distrug tot ce-mi stă în față. Salvează-te, pleacă de aici. Nu e vorba de niciun antidot. Toți suntem transformați în vârcolaci. De fapt, nu chiar toți. Cum adică nu chiar toți? Păi ce se întâmplă cu ceilalți? Sângele vârcolacului are o șansă de 6% de reușire. După cum vezi, sunt foarte mulți morți. Deci, bro! 6%? Adică din 100 de oameni care beau sângele de vârcolac, doar 6 se transformă și restul ajung așa? Man, mamă, Wednesday, bro, păi bune, este un geniu malefic, bro. Holy shit. Pleacă. Ok, frățior, eu o să plec. O să plec, vreau să discut puțin cu Wednesday și după voi pleca. Hai să mergem mai departe. Avem aici exemplare eșuate. Oh my god. Este o cameră plină de scheleți, fraților. Jesus. Mamă, cum mă simt aici înăuntru. Bro, e o cameră plină de scheleți, man. Mamă, bro, asta nu poate să fie bine. Asta nu poate să fie bine, Doamne ferește. Camera de pediapsă. Oh my god. Ok, deci pă, ăștia nu sunt morți. Îi pune în ciubăre de-astea. Bun. Iar acum, fraților, vreau să dacă încă filmez. Acum am ajuns la momentul adevărului. Am ajuns la momentul în care urmează să intrăm în camera lui Wednesday și să ținem o convorbire cu ea ca să vedem care-i treaba cu toată nebunia asta. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... Salut, Wednesday! Am venit și eu în baza ta secretă. Voiam doar să inspectez și eu pe aici să văd cum e și am aflat niște chestii foarte tulburătoare, bro. Ce planuri ai? Ce vrei să faci cu lumea asta? Ce ți-a venit în cap când ai vrut să transform toți oamenii ăștia? Să-i transform pe bieții oameni în vârcolaci, bro. Ai vreo problemă? Muahaha, salut, Marius! Ne întâlnim din nou, din păcate. Ai auzit ce descoperire nouă am făcut? Am descoperit leacul pentru toate bolile din lume. Ia auziți, fraților. A descoperit leacul pentru toate bolile din lume. Vă vine să credeți? Haide, vină după mine ca să-ți dau și ție un pahar de sânge de vârcolac. Nu mulțumesc! Nu mulțumesc, sora mea! Nu-ți merge cu mine. Am vorbit cu toate persoanele pe care le-am întâlnit până acum, mai exact cu Daniel Vârcolacu și cu Ernest, care urmează să se transforme și el în vârcolac. Am vorbit cu toți și nu prea îmi place ce se întâmplă aici. Deci n-ai cum să mă fraierești pe mine. Dacă refuzi, o să ai foarte mult de suferit și dacă te mai bagi încă o dată în treburile mele, o să mori. Păi, atunci, Wednesday, fii atentă cum facem. Eu chiar am văzut sus la etaj, erau niște găleți de sânge, de vârcolac. O să le aduc aici ca să le beau gen în fața ta, ca să mă crezi, să nu zici după că le-am băut și că nu, ok? Deci eu... Băi, patul ei e înconjurat de lumânări. Ok, nu, nici nu mă mai interesează. Hai că mă duc să iau gălețile cu sânge de vârcolac și vin jos aici, da? Să-ți arăt și ție. Mamă, pleacă mă de aici, bro. Holy shit. Voia să mă pună să beau sânge de vârcolac, men, fraților. Și să nu începeți și voi la comentarii să-mi ziceți: Marius, bea sânge de vârcolac să vede ce se întâmplă. Nu o să fac chestia asta. Sunt curios dacă Ernest s-a transformat încă. Ok, frățioro, ți-a zice să pleci de aici, dar nu mai ai ce să faci. Mai bine stai aici ca să nu rănești alte persoane. Fraților, o să mă duc sus și o să sparg, cum îi zice, o să sparg leverul ăla ca vârcolacii să rămână aici. Și vârcolacii ăștia și aia care urmează să se transforme în vârcolaci. Oh my god. Băieți și fete, a fost o experiență foarte creepy în baza secretă a lui Wednesday din Minecraft. Adică mă așteptam... Mamă, bă, credeam că aici e făcut o cruce. Era mare coincidență fix lângă bază. Mă așteptam să găsiți ceva ciudat, vă dați seama. Dar niciodată nu m-am așteptat să găsesc sânge de vârcolac și oameni care se transformă în vârcolaci. Bun, băieți și fete, cam atât a fost cu baza secretă a lui Wednesday. Apăsați butonul de like dacă mai vreți să facem mai multe episoade cu acest personaj. Eu am fost Marusian, cu vampa pe toți și vă urez o zi minunată. Pa, pa! Băieți și fete, astăzi vă voi arăta ce se află în baza secretă Poppy Playtime. Astăzi, frate,
și surori, vom face ceva foarte, foarte special, deoarece chiar acum, boys, mă aflu pe o hartă pe care am primit-o de la un abonat și urmează să intrăm în baza secretă Poppy Playtime, fraților, unde ne vom întâlni cu anumite creaturi precum Huggy Wuggy, Kissy Missy, Mami Longley și multe, multe altele. Așa că, fraților, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Și eu zic, băi, să nu mai pierdem timpul, să vedem care-i treaba cu această hartă. Bă, deci mi se pare ceva foarte, foarte mișto. După cum vedeți, boys, am fost păunați aici. Este un mic pod, acolo e și un vrij, după cum puteți observa. Și în față avem un drum. Bănuiesc că o să trebuiască să merg pe drumul ăsta ca să ajung la baza secretă Poppy Playtime. Însă, înainte, am aici un chest cu o carte, nu te speria. Hai să o citim. Deci, boys, v-am zis, nu uitați like, doamne, aștept să ajungem la 100.000 de abonați, dați subscribe și haideți să începem, să vedem care e treaba. Nu te speria, dacă nu ai venit aici cu intenții rele, nu o să păsești nimica. Urmează drumul din față, dar ai mare grijă. Ok, boys, sună destul de interesant, ce să zic. Haideți să mergem, boys, pe drumul ăsta din față. Deci o să trebuie să mergem pe drumul ăsta ca să ajungem la baza aia secretă, dar vedeți că aici e sânge. Sunt scheleți de ăștia pe jos. Ok, ciudat, rău de tot. Hopa, avem acolo, voi, ceva ușă, probabil acolo vom intra în baza secretă Poppy Playtime. Gen propriu zis, pe bune, o să intrăm acolo. Hai să vedem care-i treaba. Baza secretă Poppy Playtime. Și bănesc că trebuie să tragem de această manetă. Bun, hai să intrăm înăuntru. Sper să nu dau direct nas în nas cu Huggy Wuggy sau ceva de genul, pentru că o să mă simt foarte prost. Bun, avem aici un chest, oameni morți pe jos, un chest cu semnul întrebării. Hai să vedem care-i treaba și cu el. Odată ce treci de ușa aia, nu mai poți da înapoi. Sigur nu vrei să te răzgândești. Deci, boys, odată ce am trecut de ușa asta unde scrie intrare bază secretă, nu o să mă pot să mă mai întorc înapoi. Dar cum adică nu o să pot să mă mai întorc? La ce se referă când zice că nu o să pot să mă mai întorc, o să mă moare? Sau care-i treaba, man? Ok, frații mei, vă dați seama, vreau să vă dacă filmez de dragul episodului, o să trec de această ușă și o să văd ce se află în această bază secretă. Bun, o să o și închid în spate ca să nu se întâmple ceva și hai să vedem. Dacă ești oaspete, intră aici, adică special pentru mine, că eu sunt un oaspete. Bun, deci aici, boys, avem o cameră unde este doar un pat, un clopo și un chest. Bănuiesc că aici e special pentru mine. Avem 7 fursecuri și o carte care se numește pentru oaspeți. Hai să vedem, să o citim. Salut, oaspete, bine ai venit în baza secretă Poppy Playtime. La noi totul este foarte simplu. Mergem pe o singură regulă. Nu ne deranjezi, nu te omorâm. Voi, nu prea-mi place regula asta. Nu ne deranjezi, nu te omorâm. Hai să vedem. Poți vizita muzeul Poppy Playtime și atât. Mamă, avem un muzeu în baza asta secretă. Genial. Deși că poți să vizitezi numai muzeul Poppy Playtime și atâta. Ok. Să nu îndrăznești să intri în zonele în care au acces doar persoanele autorizate. Nu ne testa furia. Ok. Furia. Deci am voie să mă duc doar în muzeul Poppy Playtime. Ăla e singurul loc pe care aș avea teoretic voie să intru, știi? Singurul loc în care aș avea voie să intru. Însă, fraților, vă dați seama că nu ies din baza asta secretă până nu mă duc peste tot, știi? Zic să văd cum stă treaba. Haideți să mergem aici în față. Let's go, să găsim care e treaba. Bun, deci aici bunesc muzeul Poppy Playtime. Ok, și ce avem? Doar personal autorizat. Ah, deci după ușa aia, boys, vedem că e acolo ceva jos. Avem nevoie de ceva cheie, doar personal autorizat. Hai să intrăm totuși în muzeul Poppy Playtime să vedem ce se află aici. Wow! Ok. Ok, deci sunt foarte multe tablouri, oameni morți pe jos de astea și în față este Huggy Wuggy. Ok, da, asta e muzeul Poppy Playtime. N-ar fi trebuit să mai fie mai multe, să fie și Kissy Missy și celelalte jucării și celelalte personaje. Nu? Adică ar trebui să fie și așa. Ok, boys. Ok, hai să vedem. Îți place? Avem aici o carte care se numește Îți place. Îți place muzeul? Te așteptai să vezi toate jucăriile de la fabrica Poppy Playtime? Da, pe bune mă așteptam. Ei bine, ele sunt, nu-i treaba ta, hai pleacă. Deci voia să ne zică ceva despre jucăriile de la Poppy Playtime. Gen, bănesc că s-a întâmplat ceva cu ele sau care-i treaba? Opa, băi, și am detectat noi acolo în dreapta un nou chest. Hai să-l deschidem să vedem care-i treaba, let's go. Cred că începe să devină interesant, asta e o cheie. Deși asta, 100% e cheia pentru a intra acolo unde este
accesul doar pentru personal autorizat. Let's go, boys. Deci acum cred că o să devină foarte, foarte interesant. Am intrat în muzeul Poppy Playtime. Băi, am venit aici teoretic să văd pe toată lumea, pe Kissy Missy, pe Mami Longlegs, pe absolut toată lumea. Nu sunt mulțumit că l-am văzut doar pe Huggy Wuggy. Așa că o să ies, o să vin aici și o să dau de maneta asta. Hai să vedem ce-i înăuntru până la urmă. Let's go, bun. Bun, hai să vedem care-i treaba, mă, o să merg aici jos, uai. Bun. Ok, acolo în față este ușa de bedrock. Nu știu care-i treaba. Am ajuns aici, sunt niște camere. Dormitorul lui Huggy Wuggy și Kissy Missy. Înăuntru sunt Huggy Wuggy și... Hopa, dar nu mă moră, nu? Kissy Missy, unde e Huggy Wuggy? Ok, boys, uitați-vă, am ajuns aici lângă Huggy Wuggy și Kissy Missy. Vezi dacă le dau una? Cum fac, bro? Deci am ajuns lângă Huggy Wuggy și Kissy Missy, însă după cum vedeți, sunt foarte pașnici. Uitați-vă la ei. Ok. Ok, asta e destul de interesant, dar sunt destul de pașnici dacă stai să mă întreb pe mine. Hai să vedem ce scrie aici totuși. Te rog, hai să vedem, hai să o citim pe asta. Te rog să nu te sperii de noi. Nu vrem să-ți facem rău, vrem doar să ieșim de aici. Cum adică, bă, puteți să ieșiți, meri, ușa deschisă, adică ce e așa de amuzant. Suntem ținuți aici de ani de zile și nu putem să plecăm. Cum adică nu puteți să plecați, bro? Care-i treaba? Adică noi am putea să plecăm, dar poate îl supărăm pe el și suntem ca și morți. Care e el? Deci, dacă ăștia încearcă să evadeze din bază, supără pe cineva. Pe cine? Bănesc că nu pe Mami Longlegs, că e un el și Mami Longlegs e o ea. Nu știu, boys, mamă, deci devine interesant, man, devine interesant, pe bune. Deci ei nu pot să bărăsească această bază secretă pentru că supără pe cineva, dar pe cine supără? Asta e întrebarea mea. Hai să mergem aici, let's go, să mergem aici la următoarea cameră. Camera lui Mami Longlegs și copiilor, hai să vedem. Mamă, bro, deci am ajuns și aici. Aici e Mami Longlegs și copiii ei, după cum vedeți, Huggy Wuggy ăștia, dar ăștia sunt ținuți după gratii, nu înțeleg de ce. Hai să vedem care-i treaba. Lezu, avem aici o carte cu nu. Și mai avem încă una. O să o citesc imediat. Hai să vedem cartea asta. Nu mă judeca. Mi-am închis copiii acolo ca să-i protejez. Deși asta... Bă, deci și lui Huggy Wuggy, și lui Kissy Missy, și lui Mami Longlegs le e frică de cineva. De cine? Hai să vedem. Vreau să plec de aici, sunt ținută captivă de ani de zile, dar nu pot. Pentru că dacă ies, Killy Willy mă va omorâ. Bro. Deci Killy Willy, e la care le dă teroare la ăștia. El este noul șef de la Poppy Playtime, dar tu ne poți ajuta și poți libera toate jucăriile. Promitem să nu-ți facem rău. Dacă vrei să ne ajuți, deschidem următoarea carte. Deci, boys, ăștia îmi spun că... I-am spune că dacă îi eliberez pe toți, adică teoretic bănuiesc că să-i fac ceva lui Killy Willy sau ceva de genul, nu, o să mă lase în pace și o să mă lase să plec în viață. Însă nu uitați că eu pot să plec și acum în viață, știi? Dar haide-mă. Deci eu zic că o să-i ajut. A zis să deschid următoarea carte, pentru că avem aici o carte, hai să le las pe toate aici, pe la urmă, că nu mai am nevoie. Ajutor, let's go, să vedem care-i treaba. Ca să înțelegi, nu-l poți omorâ, e imposibil. Păi și cum poți să vă ajut? Oricât de puternic ai fi, Killy Willy este invincibil. Singurul lucru pe care poți să-l faci, mai ales că ești mic și poți trece neobservabil, este să-l blochezi acolo. Acolo unde? Ah! Bro, cred că... Cum îi zice? Cred că camera lui Killy Willy, gen... asta e camera lui Killy Willy, dar unde e Killy Willy? E făcută din bedrock, cam asta e treaba, nu? Hai să vedem. Camera lui este făcută din bedrock, însă are o mică ieșire pe unde ne vede pe noi și dacă ieșim ne omoară. Da, deci vedeți pe acolo prin ușă, îi vede pe ei, știi? Și dacă i-a văzut, i-a omorât. Poți intra la el în cameră, să furci are prin cestul și să încerci să-l blochezi acolo. Deci, boys... Tactica este foarte simplă. Mai exact... Oh, bro! Killy Willy! Bă, cred că l-am trezit sau ceva de genul. Asta-i... Acum e acolo? Bro, tu nu-l văd. E aici? Vedeți că mi-apare sus acolo. Oh, uitați-l, bro! Ok! Ok, deci tactica e foarte simplă. Eu trebuie, practic, să astup gen... Gen, să astup să rămână blocat acolo, ca să salvez pe toată lumea. Dar cum o să fac chestia asta, man? Aveam vreun lever aici? Bă, parcă leverul ăsta nu era aici înainte, însă în fine, hai să luăm. Bă, și, mamă, deci, după cum vedeți, boys, clipul ăsta e insane. Eu n-am avut nici armură, nici sabie, nici absolut nimica. Trebuie să intru înăuntru și să mă uit prin chesturile lui și să-l blochez acolo. Bine, ia.
Am intrat. Oh, mamă, bro, e gigantic. Oh, mamă, uitați-vă cum arată, bro, bă, e gigantic pe bune. Uai. Are un singur chest. Unde sunt? Un pickaxe și două bucăți de bedrock. Deci, boys, ce trebuie să fac eu e să sparg ușa asta. Lasă-mă în pac. Bro, ăsta tot vine după mine. Trebuie să sparg ușa aia. Bă, ăsta tot vine după mine. Trebuie să sparg ușa aia, fraților. Și să pun astea două bucăți de bedrock. Și astfel le-am eliberat pe toți. Hai. Ia, pleacă de aici. Lasă-mă în pace. I-am și dat una. Hai, lasă-mă, nu mai fac așa. Sparge. Let's go. Bun. Deci, opa, i-a spus mâna pe acolo. L-am blocat aici, cred, nu? Let's go, gata, mă. Gata, am rezolvat, let's go. Hai să-i liberez și pe ăștia. Să-i lasă în pace, deci au zis că nu o să-mi facă nimic. Sper să nu facă ceva sau ceva, deci o să mă moare. Să mă atace toți sau ceva de genul. Pentru că ar fi nașpa rău de tot, vă dați seama. L-am atins pe ăla din greșeală, scuze, frățior. Bun, bă, v-am eliberat pe toți. Vreau ușile deschise. Let's go, boys, eu o să plec, eu o să plec. Nu mai vreau să intru baza asta secretă. Deci am reușit teoretic să-l facem pe Killy Willy, să-l blocăm acolo. Haide, neapărat să ieșim de aici. O să las toate ușile deschise ca să poată să iasă și ei. Ei bine, băi și fete, cam atât a fost cu acest episod. Am mers în baza secretă Poppy Playtime și am reușit într-un fel să salvăm jucările de acolo. Pentru că Killy Willy, uitați-vă, încă apare acolo. Dar cred că prima dată dormea și l-am trezit eu de totul, mi-apare bara lui de HP acolo. E bine, băi și fete, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like. Eu am fost Marusiancu și ne vom revedea curând cu episodul noi. Vă urez o zi minunată, v-am papă toți. Baftă la școală, să aveți grijă de voi, papa.